Dragi prieteni, este 1 august 2012. Suntem aproape de barajul Vidraru. O să urcăm la cetatea Poienari. Ce faci, mai obosit? Greu, n-au făcut nici un sfert din drum. Nici 10% din drum. Până a sus la ce? Hai, ia o pauză acolo sus. În pădure. De cetatea apoi. O s-o pe scurtătură, dar e mai greu, e mai abrupt. E mai abrupt. O pauză. Hai, mai vine, vine mai încoace. E micșorează, am zis cât am urcat. 1480 de trepte. Mai avem vreo 100 de trepte. Vreo 200 de trepte. Ha? Zi-mă, câte? 1480 de trepte ca să ajungi la cetatea Poienari. Foarte, lângă Vidraru. Suntem terminați. După flash. Mine! Cine știe ce? Acum să vorbim despre misteriosul refugiu al domnitorului Vlad Țepeș, cetatea Poienari. Vlad Țepeș s-a născut în noiembrie-decembrie 1431 și a decedat în decembrie 1476. Denumit și Vlad Drăculea sau Dracula de către străini, a domnit în țara românească în anii 1448, 1456, 1462 și 1476. Conform legendei moderne, s-a născut la Sighișoara, în voievodatul Transilvaniei, fiind fiul lui Vlad Dracul și al unei nobile transilvanene. De fapt, locul exact al nașterii sale nu se cunoaște. A fost căsătorit de 3 ori. Întâi cu o nobilă din Transilvania, Kneajna Batori, apoi cu Justina Zilaghi din Moldova și în sfârșit cu Ilona Nelipic, verișoară a lui Matei Corvin. A avut 5 copii, 4 băieți și o fată, Radu și Vlad, din prima căsătorie, Mihail și Mihnea cel Rău, din a doua și Zalenska, din a treia căsătorie. Se pare că Radu s-a stabilit în Moldova și a pus bazele ramurii moldovenești a neamului drăculeștilor. În timpul domniei sale, țara românească și-a obținut temporar independența față de Imperiul Otoman. Vlad Țepeș a devenit vestit prin severitatea sa și prin faptul că obișnuia să își tragă în țeapă inamicii. Din cauza conflictelor cu negustorii brașoveni, aceștia l-au caracterizat propagandistic ca fiind un principe cu metode de o cruzime demonică. În 1453, resturile Imperiului Bizantin sunt cucerite de otomani, care obțineau astfel controlul asupra Constantinopolului și amenințau Europa. În acest context istoric, Vlad Țepeș a luptat pentru a-și apăra domnia și țara, folosind împotriva inamicilor metodele de disuasiune specifice epocii, dintre care făceau parte și execuțiile și supliciile cu caracter exemplar și de intimidare. Se pare că Drăculea sau Dracula nu a fost o poreclă dată de dușmanii săi, ci se datorează tatălui său Vlad. Acesta din urmă fusese primit în Ordinul Dragonului, un ordin ce putea fi comparat cu cel al cavalerilor de Malta sau cu cel al cavalerilor teutoni, și care era de fapt o societate militaro-religioasă,
ale cărei baze fusese răpuse în 1387 de către Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, mai târziu împărat al Sfântului Imperiu Roman, și cea de-a doua soție a sa, Barbara Cilei. Simbolul ordinului era un dragon, iar scopul era acela de apărare a creștinismului și cruciada contra turcilor otomani. Datorită apartenenței sale la Ordinul Dragonului, tatăl lui Vlad Țepeș era supranumit Dracul. La rândul său, Vlad va fi înnobilat în rândul membrilor Ordinului Dragonului în 1431, la Nuremberg, de către Sigismund de Luxemburg. La scurt timp însă, în 1436, numele lui va fi șters de pe lista cavalerilor, deoarece în 1432, la doar un an de la înnobilare, contrar statutului creștin al ordinului, care avea ca scop protejarea creștinătății de păgâni, în special de amenințarea otomană, Vlad al II-lea Dracul i-a condus personal pe turcii care au asediat și au incendiat cetatea Severinului, fiind uciși toți cavalerii teutoni din cetate care luptau împotriva pericolului otoman. Tot în 1432, în fruntea acelorași turci, folosindu-se prin viclenie de titlul de cavaler al ordinului, Vlad al II-lea Dracul a ordonat deschiderea porților cetății Caransebeșului, care va fi incendiată și jefuită de aceiași turci conduși de Vlad al II-lea Dracul, Jaf și Pustiire, care se vor întinde în întregul sud al Transilvaniei, turcii retrăgându-se cu prăzi și robi nenumărați la sud de Dunăre. Porecla Țepeș i s-a atribuit de pe urma execuțiilor frecvente prin tragere în țeapă pe care le ordona. Chiar și turcii îl denumeau Prințul Țepeș. Acest nume a fost menționat pentru prima dată într-o cronică valahă din anul 1550 și s-a păstrat așa în memoria românilor. Vlad Țepeș a ajuns curând faimos din cauza metodelor sale brutale de pedepsire. Conform dușmanilor lui, sașii din Transilvania, acesta ordona deseori ca osândiții să fie jupuiți de piele, fierți, decapitați, orbiți, strangulați, spânzurați, arși, fripți, ciopârțiți, bătuți în cuie, ori îngropați de vii. De asemenea, punea să li se taie victimelor nasul, urechile, organele genitale și limba. Însă, supliciul favorit era trasul în țeapă, de la care provine în final porecla Țepeș, adică cel care trage în țeapă. Această formă de execuție a folosit-o între anii 1457, 1459 și 1460, contra negustorilor transilvăneni care nu doreau și nu respectau tratatele comerciale negociate. Goodbye.